Tragedie într-un cămin studențesc al Academiei de Studii Economice din Moldova. Un tânăr de 21 de ani s-ar fi spânzurat de balconul odăii sale de pe strada Florilor din Chișinău. S-a întâmplat noaptea trecută în jurul orei 23. Tânărul nu era student la această instituție, ci lucra peste hotare și locuia în acest cămin doar atunci când revenea acasă. Potrivit martorilor, victima ar fi făcut o frânghie improvizată din cearșafuri pe care ar fi legat-o de balcon, după care și-ar fi pus capăt zilelor. Auzeau plâns, terenite, nu înțelegeam ce se întâmplă. Credeam că cineva se bate, după care parcă îmi pare că cineva s-a aruncat la etaj. Și pe hol s-a început a face și multă gălăgie. Și am ieșit la un moment dat pe ușă și am observat că lumea intra pe ușă sărind, știi? Și nu înțelegeam de ce așa. Și mă apropiam încet și acolo vorbeau că s-a strangulat, Și când m-am apropiat, stătea cadavrul la podea. Persoanele care se aflau în acel moment în curtea blocului au zărit corpul băiatului atârnat de balcon și au sărit în ajutor. Ei au spart ușa care era încuiată și au intrat în odaia tânărului. Când l-au scos de la balcon, băiatul încă mai respira, dar până la sosirea ambulanței, acesta a decedat. O fată s-a apropiat, care mi-e calmă, și într-un fel te-au găsit puls. Șvebii l-au ridicat și l-au dus afară, pe scaun. Și acolo au încercat, au făcut respirație artificială până au chemat ambulanța. Probabil era sau fratele lui, sau verișor, știu că era un băiat care foarte tare îl plângea. Am înțeles deja că era mort, că a venit și-a depistat deces. Părinții și rudele tânărului sunt trepuși de durere, întrucât nu înțeleg de ce acesta a recurs la gestul disperat. Ei spun că băiatul nu s-a plâns niciodată că ar fi avut probleme grave. La intrare în cămin este plasată poza băiatului, lângă care arde o lumânare, în semn de amintire vie din partea celor care l-au cunoscut. Poliția investighează cazul.